Bună ziua, dragi păpticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube! Astăzi voi pregăti micul dejun al copilăriei mele, și anume griș cu lapte. Hai să trecem la treabă! Pune o cratiță la foc mediu și toarnă în ea două pahare de lapte. Când laptele a ajuns la punctul de fierbere, toarnă în ploaie grișul și amestecă cutelul pentru a nu se forma cocoloașe. Dă focul încet și continuă să amesteci circa 4-5 minute și vei observa că consistența terciului devine mai densă. Când terciul este aproape gata, pune untul și amestecă până el se va topi. Toarnă grișul cu lapte în boluri și servește-l cu dulceață, gem, nuci, semințe sau fructe. Poftă bună! Pregătirea grișului cu lapte nu este atât de ușoară precum pare, mă refer la cantități. Spre exemplu, dacă adaugi chiar cu 10 grame mai mult griș decât trebuie, atunci consistența terciului va deveni prea groasă. Însă poți oricând adăuga lapte pentru a obține consistența dorită. Sper să vă placă rețeta noastră de astăzi și nu uitați că pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul nostru oficial valeriesfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu mai rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!